venit dragilor, momentul. Este joi. N-a venit pizza deocamdată, dar și a venit. Pentru că n-a venit. Insta fashion. Pentru așa? Că n-a venit. Ești rău. Am o doză de aici, din inimă, s-a făcut Romina, ceva negru. Hai să-l hrănim, că o să fie răuți la rubrica Insta Fashion și vrem asta. Vrem să le spunem celor de acasă informații relevante despre modă și stil, dar de bine. Așa că eu zic să rămâneți alături de noi, pentru că avem alături o super invitată. Probabil și după ținuta mea de astăzi v-ați prins că este vorba despre Kinga Varga, designer vestimentar. Bună dimineața, bună dimineața. Bine ai revenit! Bună dimineața și bine v-am regăsit în această formulă minunată! Dacă nu după aripile mele, după aripile tale, sigur și-au dat seama păi cei de acasă. Păi să ne înaripăm, că tot vine primăvara, nu? Imediat și... Uite, Valiș dorește să fie rău, dar în prezența ta nu cred că are cum, pentru nicio că ai o energie așa frumoasă, că o să-l dezarmezi. Nicio șansă! Deși ce ne-ai pregătit, Georgios? Nu știu, am pregătit ceva de rău, Kinga, tu știi că ai văzut imaginile. Nu, niciodată, și nu. Nu e de rău. De... Sunt câteva aspecte așa de îmbunătățit, nu? Exact, exact. Yes. E de bine. Hai să vedem bice. Bine, atunci hai să începem cu Adela Popescu. Pregătite. Da. Adela Popescu este prima noastră candidată la Insta Fashion în această zi de joi. Și mie, în general, îmi place cum se îmbracă, îmi place că își proporționează outfiturile în funcție de silueta ei. Îmi place și din punct de vedere cromatic, e foarte relaxat aici. Da, într-adevăr, Adela știe și creează, în general, creează ținute foarte, adică gândite așa, indiferent că, uite, și aici apare o ținută sport, casual, lejer, dar faptul că și-a pus acel palton din țesătură o duce într-o zonă elegantă și se potrivește foarte fain, adică combinația este ingenioasă, nu e nici sport, nu e nici casual, nu e nici foarte elegant, este o combinație foarte, foarte faină și plăcut ochiului, știi? Monocrom, așa, nici prea mult, nici prea puțin. Îmi place foarte mult această ținută. Ce uite, ți se potrivește cu tine, dacă mai pui ceva pe tine. Cum ar fi? Da, uite, și o ținută feminină și masculină deopotrivă. Exact, este un palton alb frumos și atunci poți să ieși cu ea la plimbare. Da, bine, nu am ce să zic de Adela, chiar e... Chiar e ce trebuie. Ce nu, vreau da. Eu să chiar a făcut o combinație frumoasă și reușită, lejeră și elegantă și sport și casual. Adică a îmbinat foarte frumos. Totuși, dungile orizontale cui nu se adresează? Cine nu ar trebui să poarte dungi orizontale? În general, persoanele care au bustul foarte mare sau sunt mai late în umeri, este bine să evite dungile. Sau ar merge pe niște dungi mai subțire și mai apropiate, nu atât de vizibile, pentru că se știe că cele care sunt pe lățime lățește un pic. Deci e de evitat pentru cele care au umerii lați sau sunt prea proeminenți. S-ar mai potrivi, dar e cu semnul întrebare, dacă ar fi puțin mai mulat, deci, dar trebuie văzut și în partea de jos cu ce se combină. Dar mai bine pe vertical atunci decât pe... Bun, mergem și orizontal. Către Adelina Pestrițu, da, care a prins zăpada. Și a prins și ursul. Ei, a prins acolo mai multe lucruri, cred eu, și mai multe animale și așa, dar, într-adevăr, din punct de vedere stilistic, putem să vorbim că se pricepe. Ce al ei, al ei, se pricepe, într-adevăr. Uite, faptul că a mers tot așa, pe culori monocrom, văd că este în tendință acum, da? Faptul că a ales în partea de jos alb și în partea de sus negru. E destul de curajos. Este curajos și dă un touch white foarte elegant, așa, în stil. Faptul că pantofii, cizmele nu sunt tot așa negru, are un gri, un accent, accentul și pe talie, a știut foarte bine să dozeze proporțiile. Apreciez și texturile. Nu are multe accesorii. Nu, și parcă nici nu se cere, pentru că e destul de mult negru în partea de sus, e puloverul care are volumetrie, e foarte bine dozat și combinat.
Fie ce nu-ți place. Nu, nu, e drăguță, chiar drăguță, mi-e plac blândurile de acest tip. Însă mă duce cu gândul acea mânecă din stânga la o reclamă la învelope. La omulețul acela. Ioi, dar nu vreau să fiu rău, nu, chiar e ok, n-am ce zic. Eu sper, dar deși pare o blăniță naturală, totuși în adâncul sufletului meu sper că este o blăniță așa, artificială. Așa sper și eu. Că n-a murit nimeni dar, pentru acea blăniță. Na, dar nu ne uităm acum la aspectul acesta. Pe ansamblu, ca și ținută, poate arată fi și foarte bine și îmi place foarte mult că și părul vezi și la prins și atunci este foarte luminoasă. Așa, de fapt, îmi plac combinațiile de alb cu negru și cu gri. Și îmi place combinația când negru este în partea de sus și este puțin inversat. Mm-hmm. Pentru că clasic de obicei știi, jos, negru, da. Sus, alb și toată lumea e mulțumit. Switch-ul acesta face diferența. Uite, dacă punem negru în partea de sus, putem să salvăm o siluetă care are umerii mai lați sau bustul mai proeminent și să punem alb în partea de jos, să inversăm exact cum a făcut Adelina proporțiile puțin? Adică să zicem o siluetă pară pune negru în partea de jos, exact, și o siluetă exact. Măr negru în partea de sus? Exact, exact. Tocmai ca să echilibrăm puțin proporțiile. Dar vezi, contează și aici forma produsului. Pentru că fiind cu o siluetă pară, poate nu o să mergi pe o chestie mulată, poate mergi pe o chestie largă, lejeră și atunci poți să pui culoare deschisă din contra. Adică poate să dea foarte frumos contrastul. Adică nu neapărat ține de doar siluetă, de culoare. Ține și de forma produsului, da? Și ce o avantajează pe persoana respectivă. Mai departe avem un filmuleț. Am descoperit că îmi plac foarte mult aceste reel-uri pe care le fac vedetele. Și uite, Alexandra Ungureanu ne propune 4 idei de ținute cu un top de 190 de lei. Și mi-a plăcut tare mult ce am văzut la ea. Și Vali, ții minte că și tu ai fost da. Surprins de ce a reușit să creeze cu un banal top până la urmă pe care poate l-avem în garderobă deja. Ca să arăți până la urmă de câte ori poți să-l îmbraci aceeași produs, cât de versatil poate să fie. Până la urmă... Fix la tine m-am gândit că de fiecare dată vii și ne spui cam cum am putea să punem un produs în mai multe moduri. Asta înseamnă o investiție smart și un produs statement pe care știi că îl ai în garderobă și poți să-l pui peste cămașă, poți să-l porți și ziua și seara și în funcție de unde mergi, fiind foarte, foarte versatil. Într-adevăr, după cum vezi și asimetria aceea îndrăznea... Faptul că are un croi aparte, care duce și spre vestă, e foarte fain, dar, într-adevăr, e nevoie să ai și siluetă pentru acest gen de corset, adică, bineînțeles, dar așa arată foarte, foarte ingenios, a creat ținutele. Am putea să înlocuim acest crop top cu o vestă neagră? Da, inclusiv să fie ceva mai versatil, neagră, dar tot așa, de desubt să nu, adică poți să porți și peste cămașă, bineînțeles, sau direct pe corp, fără să ai nimic de desubt sau pe un tricou sau așa. Deci da, la vestă într-adevăr se potrivește pentru mai multe siluete, să zic așa. Uite, din ce vedem la ea în acest reel, ce ai recomanda să avem în garderobă? Mă gândesc că o cămașă albă ar trebui musai să existe într-o garderobă capsulă. Așa este. Deci cămașa neapărat, blugii neapărat, vestă sau genul acesta de top bustieră, pentru că oricum suntem acum în era bustierelor, tendința bustierelor. Da, o geacă de piele, da, care se potrivește și mai bine aș merge spre o geacă de piele sau imitație piele decât de una de blug, pentru că, nu știu, mi se pare mult mai fancy, mult mai bine poți să le integrezi în garderobă. Deci, ți-am zis deja 4 produse super faine. Pe care le poți fixa foarte bine. Încerc să caut și un candidat care să îl strânească și pe Valentin. Mergem către Alina Pușcaș. Să vedem dacă avem ceva de găsit în această imagine. Alina e o femeie cu o siluetă absolut superbă, face sală foarte, foarte mult. Se vede. Și își permite să poarte orice. Cu toate astea, ales o fustă foarte largă și un cardigan foarte lung. Dar vezi tu că la siluetele care își pot, o să pui orice pe tine, că tot îți stă bine. Într-adevăr se vede că este un corp lucrat și îngrijit. Și a făcut un mix foarte frumos între culoarea asta de gri, care griul suportă orice culoare.
Adică cu gri poți să faci, să combini toate culorile posibile. Și faptul că trenciul este în variantă lungă l-a scos puțin din, din varianta clasică de, sau puțin plictisitoare de combinație. Îmi place foarte mult proporția, faptul că și cardiganul este lung, fusta este lung, asimetrică, cu accent de negru care se continuă cu bocancii. Avem, după cum vezi, și se vede silueta fiind o maletă pe corp. Este foarte, foarte frumos, îi se potrivește foarte bine. Zi, Valentin, că te aștept ca... ca pâinea caldă. Ca pizza caldă. Ca pizza caldă, da. E un pic. Mă supără ceva, dar nu știu ce mă supără. E ceva care nu neapărat... Nu ești obișnuită, cred că, cu genul acesta de fustă pentru ea, cred eu. Nu neapărat că e largă, cât că e împărțită pe simetrie, două... E împărțită pe două modele, cumva, acolo cu picățele, acolo simplă. Ce are în picioare? Mie nu prea îmi plac. Ai, da, că-s frumos! Și se potrivește foarte bine în outfit-ul. Nu știu. Nu știu. E ceva care mă supără, nu dau seama ce. Poate de fapt este tot cu cred că ți-e foame. Cred că mi-e foame și acum. E totul pus la punct de fapt, dar mi-e foarte foame. Nu știu, Alina, nu știu. Nu știu ce. Uite, și mai are și un accent un pic albastru acolo, care într-adevăr, na. Acum eu cred că bunina e albastru, te dragă. Cred că un hălățel așa, ai, nu înțeleg. Știu. Deci eu cred că fie parcă aștept să vină să-mi ia analizele, nu știu. Parcă e ceva, nu știu. Dacă era alb, fix din filmul ăla era, dar nu, rest e ok, drăguță, cred că doar mie foame, cred. Nu știu. Da. Hai să o vedem atunci și pe Ana Baniciu, până aici îmi place ce iese. Uite, Ana are o ținută foarte interesantă. Ce cred că mă deranjează la ținuta asta sunt Adidas și nu știu de ce. Sau ciorapii. Da? Sau ciorapii, sau Adidas și sau ciorapii, nu știu. Da, ce uite, se întâmplă în partea de jos, unde mi se pare mie că e ceva nu mă deranjează. Nu? Chiar nu mă deranjează și de ce nu mă deranjează? Pentru că este monocrom. Uh-huh. Este pe culori de neutre, de bejuri, calde, crem, alb și arată bine împreună. Din contră, aia este un accent care îți atrage atenția, dar fără să fie deranjant. Cred că dacă ar fi în picioare și ai vedea-o cu totul, cred că ai avea o altă părere, având în vedere că partea de sus, acel cardigan ce o avem pe ea, este puțin vibrantă și ca și proporție, e undeva acoperă fundul din ce văd eu. Pe ansamblu, eu zic că arată foarte bine, este altceva. Dacă ai fi pus, da, merge și cu cizme înalte, ținuta aceasta, da, adică nu neapărat numai în varianta aceasta, merge și cu bocanci. Dar bine, tot așa ar fi fain în ton în ton, adică și cu bocancii. Merge și contrast, pentru că suportă, fiind pe cremuri, bejuri, se potrivește, ea fiind și blondă cu părul lung. Adică, na, din punct de vedere stilistic, nu este deranjant. Dar vezi, gusturile... Da. Diferă. Nu știu, poate că... și ție ți-e foame. Și mi-e foame, da. Sigur mi-e foame, nu? Îți confirm, mi-e foame. Ana e super, ținuta e super, dar partea de jos, nu Adidas-i, cât acei ciorapi îndoiți așa. Păi, tocmai asta este ideea. Eu când mergeam la fotbal, după ce jucam o oră, două și îmi transpirau picioarele, atunci lăsam și eu mai jos puțin și am ieri și exact așa arătau. Deci nu știu de la asta mă pot gândi. Dar e super tare, nu știu ce să zic, e ok, e în grafic, e mișto. Nu, și cred că cine deranjează faptul că sunt tonuri neutre și fundalul e la fel de neutru. Probabil dacă era ceva mai vibrant, mai aprins în spate, pune mai mult. De deschise la culoare, că v-a atras atenția, dar mie tocmai aia îmi place, că e altceva. E jucăușă, da, într-adevăr. Ușă, într-adevăr. Și cred că pe zona aceasta au vrut să meargă, cât mai lejer, cât mai confortabil, dar să aibă și acel ceva. Pentru că era foarte ușor să-ți pui o pereche de cizme și rezolvai tot. Și atunci ce mai vorbeam, nu? Da. Acum, sincer, exact. Uite, hai să vedem și pe Anda Adam în cele ce urmează. Anda Adam e cu print. L-a ales pe fundal. Da, știu, e cu print, da. Cu bibliotecă, cu... Da, are... Văd print pe dedesubtul paltonului și văd print pe fular. Și oricum print peste tot, adică mi se pare că e o compoziție greoaie deja. Ca poză de postat pe Instagramul unei vedete, mi se pare o poză deja dificil de descifrat. Noroc preferam ochelare. Să fie un close-up pe ea, cu ea pe scaun. Ar fi fost poate mai bine să fie o poză mai de aproape, nu știu. Cam departe, așa. Da, după aia unghesuia și nu mai înțelegea chiar nimica din toată ținuta. Ținuta per ansamblu, cu totul,
luat, arată foarte bine. Uh-huh. Dacă n-ai fi avut fundalul acela încărcat și ar fi fost într-un fundal relaxat, pe deschis, pe așa, imediat observai, deci ca și ținută, ca și outfit, este foarte fain. Acum, dacă vorbim ca și imagine și cap și poză, într-adevăr, e un pic cam mult. Uh-huh. Noroc cu părul ei lung și argintiu și alb și frumos și cu ochelarii aceia mari și... E ok. Da? Deci trece pe sub radar, da. Data viitoare o rugăm să, când mai ia ținute de astea așa frumoase și combinații și cu texturi diferite, pentru că să fim atente și la detaliul acesta, e bine să... Adică având în vedere că are deja un mix de materiale pe ea, uh-huh, e bine și să fie atentă unde se pozează, dar... Mă întreb ce fel de locație este asta. Ce fel de poate locație? Că e un salon. La salon mă gândeam și eu. Da, poate. Dar e frumos. Așa, da. Adică dacă o iei așa, chiar e așa de impact. E wow. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, dacă ea ar fi avut o ținută foarte colorată, nu știu, pe galben, pe fucsia, monocromă, cu avantajul toată ținuta, adică nuanțe de galben, violet, fucsia, roșu și așa mai departe, imediat ar fi fost wow. No. Acum este wow și fundalul, wow și ea, împreună, dar fără wow. Dar de ce purtăm ochelari de soare în interior? Eram sigur. De dor ochii. E ca fimea. Deci, tânăra generație. Da, uite, no. S-a descoperit și un mic defect. Dar aș vrea să mergem să te vadă și... mai bine. Să mergem și la Lavinia Părva, care poartă o rochie interesantă, dar da, ca proporții, cum stăm aici? Pentru că Lavinia, din câte văd eu, e o clepsidră. Da. Și mi se pare un pic acoperit în partea de sus. Nu? Deloc. Adică bine, nu e contrapunct cu piciorul. Căpătura nu e atât de adâncă cât să fie deranjantă, din punctul meu de vedere. Și este foarte bine că este acoperită în partea de sus. Că dacă nu ar fi fost atât de acoperită și am fi avut... Într-adevăr, și merge cu umerii dezgoliți un pic. Dar nu foarte mult, pentru că până la urmă trăiește ce e de trăit acolo. Silueta, piciorul frumos lucrat, sandalele iar se potrivesc. Adică, pe ansamblu, nu deranjează cu absolut nimic. Ar mai fi mers probabil să aibă părul ridicat ca să o lungească un pic și mai mult, dar ca și rochie, ca și culoare, ca și textură, ca și forma rochiei, pe ea, pe silueta ei, se potrivește foarte bine. Eu zic să mergem și la un cuplu. Uite, la mine și pe Liviu Vârciu. Ceva, nu? Da, Liviu Vârciu. Liviu Vârciu și soția în vacanță. Și eu zic că sunt bine pentru vacanță, pentru că știu că au plecat la căldurică. Da, mă, oamenii sunt lejeri, mă, că așa trebuie să fii în vacanță. Mai faci și o poză de Instagram, nu zic, da, așa, e perfect, e lejer, e... Te simți natural, nu să ne încoțăpănim cu toate chestiile pentru o poză. Să stăm așa toată ziua pentru poza aia pe Instagram în vacanță. Foarte chiar că ți-i foame. Chiar mi-e foame rău. Și nu avem speranțe că mâncăm pizza până așa terminăm emisia. Și unele femei, dar aveți decât să eman răutate, eman bunătate. Din foamea asta mea, e un rezultat bun. Mie că-s vegetariană, bun, că o să-ți plac. Mai avem un singur domn pe ordinea de zi, Silviu Tolu, așa ca să-mi chem. Dar stai, să revenim. Da. Arată foarte bine împreună. Da. E bine. Asta am vrut să zic. O imagine de cuplu, da, așa cum trebuie să vedem. Sunt asortați tot ce trebuie. Și uite, pe Silviu mai avem așa pe ordinea de zi pe final, ca să încheiem cu un domn. Că până acum am abuzat și l-am ținut pe Valentin pe dreapta, dar să-i spună și el părerea. Ce zici de fotografia asta? Silviu este fotomodel de carieră, adică... Da. E frumos. Nu prea îmi place fundalul, dar ținuta foarte mișto. Da, chiar tare. Eu nu prea sunt fanul acelor pantaloni. Vezi? Ăsta e stilul tău. Dar ți se potrivește tare. Perfect. Mie nu-mi spune nimic. Pantalonii nu prea îmi plac, dar mie mi se pare tare. Nu-ți spune nimic. Da, e ce trebuie. Fii foarte lejer, îmbracă-te cum vrei. Nu, el arată foarte frumos. Dar dacă ar fi avut o geacă de piele. Da, ar fi fost puțin diferit. Puțin, mai, da. E ok. Nu, e ok. Dar e ok. E lejer. Și atât. Trăiți-vă viața lejer și fericiți.
Păi de așa ne trăim, să știi, da? No, știi, noi femeile ne mai place să ne mai uităm, să mai vedem, cam să privim mai atent, mai în detaliu, să... No. Da. Da, nu-s fanul pantalonilor repede, dar ținta îmi place, e mișto, nu știu, le-am de bine. Da, nu, e ok cu tricoul alb, care se potrivește la orice, e o ținută lejeră, relaxantă, confortabilă, cu siguranță, din punct de vedere cromatic, este ok, nu este nici prea mult, indiferent că e albastru cu griul acela și cu alb, adică e ok așa, no, nu... Clasic, așa, mai clasic. Mai... O să încerc să găsesc și domn care se îmbracă ceva mai excentric, ca să putem să comentăm pe larg pentru data viitoare. Îți mulțumim, Kinga, pentru astăzi și te așteptăm cu drag să revii de fiecare dată. Cu mare drag, mulțumesc! Hai să descoperim o informație interesantă pentru cei care o admiră în continuare pe Amy Winehouse, o super artistă care, va avea parte și de un film care îi va descrie viața. Cu siguranță vom afla amănunte pe care nu le știam. Și s-a întors. S-a întors, dar unde este pizza noastră? Asta este prima întrebare. Lasă datele despre vreme, vrem și pe alea să le aflăm, dar vrem să știm. O văd în formă de felie de pizza pe Romina în momentul ăsta. E cam neagră, nu știu dacă ai... Am ca vreodată pizza cu bani. Asta ca mula cuptor, nu știu ce s-a întâmplat, dar știu că Romina, trebuie să spunem asta public, pe post, a venit fără pizza în platou. Nu pe bune, chiar a venit fără pizza. Nu, chiar a venit fără pizza. Nu. Pizza nu, trebuie să vină, aparent, pe drum sau ceva. Nici bună dimineața nu zic. Romina... Bună dimineața, dragilor! Eu vreau să vă salut în această dimineață și nu vin cu o veste tocmai bună. Nu am vrut să-ți spun dinainte, dar pizza nu va mai ajunge pentru că sunt foarte multe solicitări. Așa că trebuie să... Și fix astăzi sunt multe solicitări cu nouă foame, nu? Nu. Zi-mi sincer, tu ai mâncat vreo felie. Și nu tu m-ai convins să-mi iau pizza, nici măcar n-am vrut să mănânc. Ai mâncat vreo felie acolo? Spune sincer. Eu da. Jumătate. Da. Eu da. Tu da? Și noi de ce nu? Nu, știi ceva? Nici nu mai are sens. Te-am trecut pe lista de... Nu pot să zic de ce. Hai, așteptați și voi până după emisiune, dați fugă repede la o pizzerie și vă comandați. Nu dați fugă repede la o pizzerie, tot pe noi pică, vezi? Când în loc să ne aducă tu ceva, o să zici că dăși tu fugă și ia-ți de unde fi să găsești. Bine, hai să aflăm totuși date despre vreme, măcar cu soare să vii, Romina. Te rugăm. În privința aceasta vin cu vești bune pentru că soarele își face apariția în mai multe regiuni, dar este un cod galben în vigoare de ger puternic. Sunt vizate 13 județe, temperaturile minime scad până la minus 25 de grade, iar în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Maramureș și în Moldova, vremea va fi până sâmbătă dimineața, deoarece până la ora 10, deosebit de geroasă, astfel că nopțile și diminețile se mențin foarte, foarte geroase, iar în regiunile sudice cerul va fi variabil, iar în restul teritoriului este mai mult senin, soarele ne va încălzi puțin cu razele lui, iar vântul va sufla slab și mândrat, cu ușoare intensificări pe litoral și în sudul Banatului, pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură sau fâlguială, așadar vor fi temperaturi scăzute pe tot parcursul zilei, iar maxima va urca până la 1 grad Celsius. În București vremea va fi rece, geroasă chiar dimineața, cerul se menține variabil, vântul va sufla slab până la moderat, astfel temperatura maximă va urca până la 1 grad, maxim 2, iar mâine vremea se va menține rece, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va urca până la 3-4 grade, iar poimâine se menține cerul variabil, în mare parte va fi senin, vântul va sufla slab și moderat, iar rafalele vor atinge 10-15 km pe oră, valorile termice vor fi cuprinse între minus 4 și 4 grade Celsius. La munte, valul de frig va persista și astfel vremea va fi geroasă, mai ales dimineața și noaptea, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat, unele intensificări, mai ales pe parcursul zilei, pe crestele Carpaților meridional și oriental. Valorile termice vor fi cuprinse între minus 3, minus 2 grade, se vor atinge prin Predeal, Sinaia și Ceahlău și în Păltiniș vor urca până la 1 grad. Acestea sunt informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă și minunată în continuare!
Dar nu se și, poate nu să avem o zi minunată dacă nu avem pizza română. Nu ne zici și de unde bate vântul. Dacă bate vântul din pipera unde ai fost tu spre noi, spre ca să apreseze aici și e suficient de puternic încât să aducă mirosul, să dacă livreze, iau o felie de pâine și fug contra vântului, poate prinde felia de pâine puțin și măcar așa, Romina, să ne bucurăm și noi de ceva de mâncare. Niște sos de roșii, niște pâine și mâncăm și noi o pizza de asta, dar facem uite, să apreciem faptul că Romina a reușit să vină și în platou, să meargă și la filmare, felicitări, dar data viitoare ne-am bazat mai degrabă pe Olivia să ne aducă și noi niște pizza, pentru că oricum ea ne hrănește în fiecare dimineață cu bombonele, cu stixuri, cu ce apucă ne oferă și nouă și ne oferă și informații despre Astre. Bună dimineața, Amber, beci își găsesc liniștea în brațele partenerului de viață. De asemenea, îi ajută să obțină claritate când vine vorba de abordarea anumitor subiecte sensibile. Taurii sunt foarte harnici azi, nativii sunt determinați să ajungă cu tot ce au rămas în urmă la zi, având sentimentul că au ceva ce trebuia terminat deja. Gemenii se bucură de ziua de azi ca niște copii. Așa abordează tot ce vine către ei, cu spirit ludic și curiozitate, adică își folosesc toate atuurile cu care s-au născut. Racii își doresc o zi în care confortul și siguranța sunt prețuite. Dacă au posibilitatea, le recomand să bea o cafea mai lungă acasă, ca să fie siguri că au parte de liniște. Leii sunt puțin detașați de relațiile profunde, dar caută să comunice cu oameni care le schimbă starea de spirit cu o glumă, o vorbă bună sau care îi inspiră. Fecioarele apelează la pușculiță și fac cumpărături pentru sufletul lor. Sau pentru copii, dacă sunt părinți. Pentru că nu e așa, copiii sunt cei care îi animă pe acești nativi. Balanțele se îngrijesc de propriile nevoi. Nimeni nu poate funcționa bine fără baterii încărcate. Scorpionii au nevoie de detașare. Relațiile intime care încalcă prea mult granițele personale îi solicită prea mult și au nevoie să se distanțeze puțin. Nativii săgetători caută compania prietenilor. Au niște subiecte în minte și cel mai bine ar fi să le clarifice. Capricornii sunt la datorie așa cum le place lor. Sunt prezenți să se ocupe de organizare, împărțire de sarcini și, bineînțeles, să se asigure că rezultatele propuse se ating. Vărsătorii își propun lucruri mărețe pe ziua de azi. Vor să facă multe, dar important este să treacă la acțiune, lucru care le cere un pic mai mult efort decât de obicei. Nativii pești au nevoie de oameni de încredere în jurul lor. Dacă nu găsesc ușor, e bine să apeleze la o hârtie și un creion și să dea curs imaginației. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine la noi! Mersi frumos, mersi de invitație! Noi ne-am cunoscut acum o săptămână? Da! Da! Da. Uh-huh. Și am auzit cea mai interesantă poveste de viață despre un om jumătate român, jumătate francez, care vorbește 5 limbi străine și a trăit în foarte multe țări. Care sunt cele 5? Engleză, franceză, română, spaniolă, ebraică. Ok, și ce ai cântat acum este în ebraică. Mm-hmm. Wow, mm-hmm. Sună super muzical. Nu știam să recunosc limba, dar suna foarte, foarte tare. Eu aș vrea să ne povestești puțin despre primii tăi ani. Unde ai copilărit prima și prima dată? Eu m-am născut în Ungaria inițial și încet în... pe parcurs... Pentru că e mult mai lungă povestea, ca să înțelegi. Deci m-am născut în Ungaria, ai mei s-au mutat întâi în Egipt, am stat câțiva ani acolo. După ne-am mutat în Franța, un an de zile am stat în Paris. De acolo ne-am dus în Israel, am stat vreo 3 ani acolo. Pe la vârsta de 7-8 ani ne-am mutat în Turcia, stat 3 ani de zile acolo. După ne-am mutat în Berlin, am stat 2 ani acolo în Germania. Și după ne-am întors în Israel, că se terminase expatrierea cumva. Și ne-am întors acolo un an și am venit în România și de la 13 ani stau aici. Cât de tare! Ai făcut da. Turul planetei! Da. Ai reușit în toți anii ăștia să-ți faci prieteni peste tot unde ai fost? Sau a trebuit de fiecare dată să schimbi școala, să schimbi antrenajul? Nu, s-a schimbat mereu, mereu. Nu pot să zic că a rămas
o persoană. Nu, e prea superficială legătura pe o perioadă așa mică, știi? Adică până 3 ani chiar nu poți să ajungi să faci prieteni, să îi numești prieteni. Deja, ba, acum e greu. Lucas e artist internațional, e și compozitor și producător și vreau să știu de la ce vârstă ai început să cânti sau când ai descoperit că ai, nu știu, afinitate în zona asta? M-a dat mama la canto. Bine, de fapt și tata îi tot zicea mamei că bă, are voce bună, du-l mă la canto. Mama a zis bine și pe la 14-15 ani m-a dus prima oară la canto. Eu făcusem deci înainte. Erai în România. Da. Da, făcusem tobe când eram în Germania, am făcut vreo 2 ani de tobe și am mai mingăluit așa, m-am dus, am încercat pianul, nu mi-a plăcut că era prea greu. Și mi-era lene să stau să văd. Dar da, am început pe la 14 ani, 15 ani să cânt și m-am văzut un video pe YouTube cu Logic Pro, un băiat care făcea niște beat-uri și am zis, tata, auzi, tata, ia și mie, te rog, asta. Și pune-mi și mie pe un calculator și... Vreau și eu să fac treaba asta. Și încet, încet m-am învățat singurel, așa, cu tutoriale pe YouTube, chestii de genul să produc, să mixez, etc. Dar mai mult ca un hobby. Și acum vreo 3 ani m-am apucat mai serios de toată treaba asta și... Deci până atunci o făceai de distracție. Da, era plăcere, cu... era o plăcere. Că mie, oricum, mereu mi-a plăcut muzica, să o ascult să, din toate părțile, adică în Mexic, în Guatemala, în Anglia, nu contează dacă e muzică bună, e muzică bună. Dar, da, acum vreo 2-3 ani m-am apucat mai serios, că nu avusem neapărat contact cu studiouri și am găsit un studio care m-a luat și mi-a arătat, uite, așa se face asta, așa se face asta, asta e trasul de voci, asta e mixul de voci, bla, bla, bla. Lucruri mai tehnice. Exact, un pic de in-depth cumva și de acolo a pornit cheful ăsta de a face muzică. Gusturile tale muzicale s-au modificat în timp, adică ce ascultai atunci când ai început să faci cantos, pe exemplu, versus ce asculti acum? Pentru că bine, tata are o ureche muzicală foarte, foarte bună și mereu ascultă muzică de calitate bună, adică nu vorbim de chestii minore. Și m-am învățat cumva să recunosc ce e bun și ar trebui să-mi placă și ce nu e. Și mi-am format o ureche de acolo și încet, încet cumva am deviat de la... Mi-mi plăcea foarte mult indie-ul și rock-ul ăsta mai soft puțin. Și acum s-a diversificat în N număr de stiluri. Unde te vezi ca artist? Care e, nu știu, planul pe care l-ai tu cu tine când te gândești seara? Aș vrea să cânt pe o scenă mare, aș vrea să mă asculte multă lume online. Care e direcția ta? Cât timp mă ascultă niște oameni, eu sunt fericit. I'm a simple man. Adică dacă oamenii când ascultă muzica mea simt ceva, orice ar fi... Eu sunt satisfăcut. Cât îmi transmiți vibe-uri pozitive și exact, oamenii exact. Când, cei drept, nu mi-am găsit încă o direcție reală, reală ca artist. Am 21 de ani, încă caut. Ai timp. Da, doamnește. Dar, da, nu am găsit ceva care unde să pot să mă axez full și să-mi dedic toată atenția, dar it's in the works. O să ajungem și acolo. Ai vrea să colaborezi cu un artist din România? Te-ai gândit? Nu știu. Delia, Smiley, Connector, îți face cineva cu ochii, se apropie cineva de nișa pe care vrei tu să o explorezi? Nu am stat și m-am gândit la asta cei drept, dar da, sunt vreo două persoane cu care aș vrea să fac o piesă. Aș vrea să fac o piesă cu OG's Bull, unul la mână. Cu OG's Bull? Da. Doamne, ce combinație de stiluri artică, aș vrea să fac interesant. O piesă cu OG's Bull. El să facă OG-urile lui și eu să îi cânt un refren. Nu, mă, e doar un refren mic acolo, să fie el să-și fac piesa lui, nu. I don't mind, dar... Și al doilea personaj? Măi, Smiley are o voce bună totuși. Smiley e Smiley până la urmă, se zice. Exact. Da. Ar fi interesant și asta de văzut. Cam direcția asta. Sau cum ar fi una cu toți trei? Smiley ar fi ceva. Face o piesă și știi o treabă până la urmă. Uite, noi n-am avut până acum niciodată parte de un mesaj în limba ebraică și aș vrea să ne spui ceva de bine, așa, pentru Metropola TV, să ne meargă bine tot anul. Te rugăm să fie de bine, că nu o să ne dăm seama. Nu o să ne dăm seama, da? Și Elohim iten și acolo e beseder vețel Metropola și el ahem... Nu le dea mă la ghid. Nu știu ce să zic, nu știu cum, ce să transmit neapărat. Nu le dea mă la ghid.
Ne-ai spus de bine? Da, da, m-am spus de bine. De bine, e bine. Da. Dacă da. E de bine, da. E foarte bine. Și noi să știi că ținem pumnii și ne mi-s dorim să revii la noi în platou cu fiecare melodie Doamne. Pe care o lansezi. Poate cine știe cu una, cu Gizmo sau cu Smiley. Doamne ajută și să lege lucrurile. Da, exact, că lucrurile au început să se lege de aici, de la Metropola TV. Mult spor în toate. Mersi frumos, mersi. Mersi de invitație. Mulțumim tare mult. Nouă ne-a venit pizza, să știți. Și a și expirat timpul de stat alături de noi. Așa că ne vedem mâine. Am vrut să vă surprind la sfârșit. De ce ne-ai făcut așa ceva, Romina? Asta e partea mea de pizza. Nu! Care e partea mea de pizza? Nici nu pasă. Bine, o să iau și eu din partea asta de pizza. Să aveți o zi minunată, să vă comandați pizza, pentru că este ziua internațională a pizza. Mulțumim, Madalina, care ne-a ajutat foarte mult cu realizarea acestei transmisiuni live de astăzi a Rominei și cu pizza. Vă pupăm pe toți, să aveți o zi minunată în continuare. Doamne!